Bună și bine ai venit sau revenit pe canalul meu. Show me what it's like to be circling among the clouds, because without you by my side I would be stuck here on the ground. Dacă sunteți în Statele Unite și v-ar interesa un semn din acesta, am plecat la biserică. Bună și bine ai venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi e o zi superbă afară, sunt 23 de grade, 24, mi-e super cald așa, dar ghiciți ce? Pala care se grăbește și-a pus toate tricourile și toate lucrurile de vară sus în dulap, dacă ați văzut video acela în care organizam dulap. Așa că așa trebuie să stau în bluza asta, o să ridic așa un pic la mâneci și ok. Manuel a spălat mașina mea pentru că a fost aseară cu virgulă cortul cu copiii pentru prima oară când a fost. Dar s-a distrat foarte bine, a fost o chestie organizată de biserica noastră și eu a fost împreună, Manuel cu copiii și cu alți prieteni și cu niște persoane de acolo de la biserică și au avut o felul de activități, au avut căutare de comori, au avut război cu pistoale din acele gloanțe, din acelea din spumă și au venit acasă cu mașina super distrusă și super murdară, că a fost cu ea pe pământ și pe noroi și au curățat-o, oricum trebuia spălată neapărat, de mult timp n-a mai fost curățată și acum au zis că o să spele și pe a lui, dacă tot e vremea. You wanna say something? Ah. Și acum am zis că o să spele și pe a lui, dacă tot e vremea bună. Și am să profit de timpul ăsta și vreau să... De fapt, o să întorc camera invers și vreau să vă arăt ce o să fac. Asta e mașina mea, curățată, era atât de murdar aici, era o chestie aia de la roți, era neagră, nu mai era gri. Și el spală mașina lui acum. Tot la fel și a lui murdară, cum a mai fost cu ea prin armată și prin astea. Și eu vreau să curăț trandafirii ăștia și vreau să păstrez câțiva care arată bine, să-i pun într-o vază în casă, dar aș vrea să-i curăț. Cred că e ultima curățare pe anul acesta. Să curăț zona asta aici bine, bine. Am mai curățat trandafirii și cred că o să scot și plantele astea de aici. N-am mai reușit să redecorez aici de toamnă-iarnă. Scot plantele astea pentru că s-au uscat. Măcar chiar că nu pun altceva în loc, dar măcar să le duc de aici, că arată urât. Și am asta pe care am cumpărat-o de mai mult timp, una cu alb și cu negru. Cred că o să o aduc pe aia în locul asta. Și pe asta posibil că o să o arunc, că nu sunt scumpiți. $20, cred că una. Și în primăvară o să iau alta. Semnul ăsta pe care l-a făcut Manuel. Poate dacă sunteți mai noi pe canal n-ați văzut, dar Manuel a făcut ăsta, e sculptat în lemn. Chiar o să fac curând un giveaway, să mai facă o chestie personalizată. Am făcut la 1000 de abonați un giveaway și vreau să vă anunț că a fost trimis giveaway, a fost câștigată de o fată, Alina, care locuiește în Italia și s-o nimere numai bine, că stătea la Roma și eu trimis, i-am dat pachetul prin tata și a ajuns la ea. Dar vreau să vă spun că rezistă foarte bine și plouă aici, că vine pe aici ploaia tot. Și încă e în stare super bună, nu s-a umflat lemnul nimic, dar a fost protejată cu un spray anume. Și cam asta vreau să fac eu. Acum copiii prin casă se joacă cu Legos. Tot mai ies afară, mai intră în casă, eu mi-am adus și tripodul. Și să trecem la treabă. Until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Am curățat toți trandafirii, Manuel mai are un pic și termină de spălat și mașina și am scos
mochețica asta, am pus-o la soare, că e udând cum a plouat. Și am scos-o și pe cealaltă, am dat-o la gunoi și o să lăs așa, ca să usuci cărămida asta. Între timp o să duc plantele astea de aici și o să șterg și geamurile astea, dacă tot mă ocup de partea asta, ca să arăt mai curat. O să dau toate frunzele astea la o parte și cam atât, nu-i mare lucru aici de făcut. Pune-mi șuz, doamne! This one is still pretty okay. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me. Dacă tot sunt la capitolul ăsta, vă arăt imediat cum a ieșit-o. Vreau să vă spun că dacă sunteți în Statele Unite și v-ar interesa un semn din acesta din lemn personalizat, poate să fie așa, poate să fie pătrat, poate să fie rectangular, poate să fie dimensiuni mai mici, dimensiuni mai mari, Manuel ar putea să vă facă, bineînțeles, contra cost, dar un preț foarte convenabil la munca care depune. El o vrea cu timpul să-și deschidă un business și să facă de astea de vânzare. Acum, deocamdată, încă e la nivelul de făcut pentru familie și pentru prieteni. Ați văzut că a făcut pentru nunta la fratele meu. Acum face pentru nunta la fratele lui. A făcut ăsta, mai am unul prin casă, acela pe care l-am trimis la câștigătorul de la giveaway. O să vă las pe ecran, dacă le găsesc, câteva poze cu unele modele pe care le-a făcut și dacă v-ar interesa și v-ar plăcea așa ceva din lemn, e sculptat în lemn, e carved, să-mi scrieți dacă sunteți interesați. Și gata, și cu intrarea principală, foarte simplu, am scos toate plantele de acolo, îmi place mai mult cum arată cu plante, cu flori, dar bineînțeles că nu cu flori uscate, așa că poate o să ajungem zilele astea la magazin de tricolaj unde vinde și flori din acelea pe care le poți ține, rezistă frigului. Am schimbat ăsta cu mochetuța aia pe care am cumpărat-o de mult timp, tot a stat la subsol. Am curățat bine, am șerșit geamurile și arată altfel oricum s-a schimbat aspectul, măcar e curat și îngrijit. Vreau să vă arăt și cum stă treaba în grădină, dar vreau să vă arăt că am vrut să scot toate astea, dar mi-e milă pentru că, uite, dacă vă veni să credeți, aproape decembrie și noi mai avem roșii. Și chiar trebuie să vin acușa să le culeg. De fapt, acum o să vin să iau un castronel să le culeg. Încă mai am roșii. Și încă mai înfloresc. Și cât mai văd că mai înfloresc și nu s-o uscat vâna asta de roșii, le mai țin, că păcat de ele să le scot. Am pe aici tot roșii. Pe aici mai am ardei din aceștia baby. Aici ai busuiocul, asta văd că s-o ars așa un pic de la frig, dar încă e ok. Ar trebui să scot un pic burienile astea, trebuie să iau o sapă, dar am nu prea să găsești. Și la fel și în partea asta, uitați și voi ce mare arată toate plantele și uitați și voi asta. E perfect, în stare foarte bună, nu-i arsă, nu-i vestejită, așa că o să îmi mai las. Și am o grămadă, nici nu mi-am dat seama că am atâtea. N-am mai udat-o, e pământul super uscat, dar uitați și voi cât am. Și ăștia sunt ardei. Ardei anul ăsta nu mi-au dus deloc bine, dar văd că am pe aici niște ardeuți.
Ăștia normal sunt ardei grași, dar văd că sunt cam mici. La fel și aici, ăștia sunt ardei iuți, văd că ăsta e bun, o să-l strâng. Și mai am roșii pe acolo, pe acolo, peste tot. Pe astea trebuie să le strâng, că e păcat de ele, după care o să usuci și o să se strice aici. Ia să vedem cum mă-s la gust. Roșii naturale. Wow! Ce gust au! Da, da, asta vreau să vă arăt eu, când mai am roșii și ardei în grădină. Uitați-vă ce frumoasă. Și cum arată frunzile de la copacul ăsta japonez. Se numește Japanese Maple. Uitați-vă ce frunze superbe, are roșii așa. Wow! Am terminat și treaba pe afară, dar mă mai bucur de peisaje. Până la urmă am venit acum să luăm niște plante, pentru că mai aveam puțin timp înainte să întunece și am să tragem repede o fugă, să luăm tot ce ne trebuie ca să terminăm intrarea. Toleranți, foarte mult. Yeah, foarte rece, toleranți. Bushes like that. No bushes? No, flowers. Astea îmi plac mult, că par așa că date cu zăpadă și rezistă, nu? Cold hardiness tolerates for us, so it can take ice. Și o rezistă la îngheț, așa că o să iau una de asta. Îți pare superbă. Și acum vreau să iau și niște flori ca să fac așa un aranjament combinat. Și vreau să iau niște panseluțe din acestea. O să iau mai multe culori. Look, we can get this. That's a whole whole bunch. Yeah. Are those different colors? Ați văzut că până la urmă am mers la Lowe's. Cu astea am venit acasă. Am luat plantele astea că îmi place așa mult cu mare albul ăsta. Am luat asta că îmi place că arată ca și o varză, un monkey grass și aceste panseluții. Cred că se numesc care rezistă înghețului, unele mor și unele galbene. O să scot plantele astea să le arunc și o să le plantez pe astea, să văd eu acum. O să le aranjez într-un fel în care să arate ok și cromatic și plăcut. Gata, altă viață acum, nu-i așa? Trebuia să le înlocuiesc, arată așa de drăguț. Cam astea sunt aranjamentele, am pus varza aceea aici, astea și niște panseluțe de mai multe culori și la fel și aici. Ălea și panseluții, oricum aici nu arată chiar așa de plin, pentru că au nevoie de câteva zile că ele o să mai crească și o să mai deschidă și o să fie mai pufoase. Acum abia le-am plantat și nu sunt chiar la nivelul lor de dezvoltare. Oricum, așa, da, îmi place mult cum a ieșit și a început și să întunece afară, gata, e să sunt cam răcorit și sunt întunecat. Așa, da, intrare. Mi se pare așa drăguță. Ce mănânci acolo? Clotite. Cu Nutella? Uh-huh. Îți plac? Da. Care îți place mai mult, cu Nutella sau cu jelly? Nutella. Și tu, Dominic? Nutella. Sunt buni? Da. Le-am făcut la copii niște clotite cu Nutella astăzi, duminic, așa ca un treat. După care o să ne îmbrăcăm să mergem la biserică. Ei încă sunt în pijamale și noi la fel. Dar am să le fac ceva mai special duminica asta. I love you too, buddy. Și Maniela aici, bucătarul. How is it? Bun, foarte bun. You like the Nutella or the jelly better? Eu place cu jelly. Le umplim cu dulceața asta de fructe.
super bun. Am plecat la biserică, iar întârziam. Nu știu, când mergem la biserică asta, când mergem la biserici diferite, depinde ce facem în duminica respectivă. Mi se pare că nu contează la ce oră plecăm de acasă, că mereu întârziem. Cred că ajungem cu 5 minute mai târziu, dar e ok, că oricum noi de obicei stăm în spate. Dominic vorbește la telefon. Dominic, cu cine vorbești? Dacin. Și Paul? Spune-i hi! Hi! Mania și-a luat cafeaua în mașină. Și vreau să vă arăt că mi-am pus geaca asta pe care am cumpărat-o atunci când am fost la cumpărături cu mama. E super călduroasă și îmi place și stilul ei. Mi se pare drăguță și perfectă pentru vremea de afară. Și o să ajungem la biserică, mergem la liturghie, ține o oră, după care o să ne oprim la cumpărături, doar trebuie să iau 4 lucruri. Vreau să fac un tiramisu pentru că mâine e aniversarea de nuntă a soacrei. Face 40 de ani și vreau să mergem la ei dimineață să-i fac o surpriză, să-i duc un tiramisu, că tortul e preferat și vreau să-i surprind așa mâine și să-i duc un buchet de flori ceva. Și copiii o să rămână la ea, că a zis că vrea să aibă copiii la ea mâine, să doarmă acolo. Și vin și nepoții celălalt și vreau să fac așa un sleepover cu toți nepoții. Dar cam atâta. Mergem acum la biserică, ne oprim la cumpărături pe drum și vedem ce mai facem mai târziu. Vrem să facem niște burgers, vreau să fac eu chiflele alea pentru pâine, să fac tiramisu, poate ieșim pe afară că e vremea, nu-i nici frig, nici cald. Oricum, ieri a fost mult mai cald ca azi, dar nici astăzi nu e chiar rău, mai ales la soare, e ok? Do they still use this place? Which place? Yeah. Dar ne-am auzit mai târziu după liturghie. Am ajuns mai înainte acasă, în drum spre casă, m-am oprit repede la Kroger, m-a lăsat Maniel și el a rămas în mașină cu copii. Am luat pișcoturi, am luat de astea, pe astea le-am găsit, faine, că spune că sunt făcute în Italia. Una de astea are 200 de grame și am luat două. Am luat salată verde pentru burgers. Doar două roșii am luat, pentru că oricum merg la cumpărături, mini fac cumpărături mai mari, astăzi a fost doar pentru astăzi și aici am luat mascarpone, am luat una de la firma asta și am luat asta, că asta am găsit-o și la reducere, era $4.12, de la vreo $7, super scump mascarpone, de obicei ia de la Aldi, dar parcă n-avea rost să merg la Aldi doar pentru astea, așa că m-am oprit la magazinul care era mai aproape. Și am luat și asta de la Marshalls, m-am oprit. E tava asta de ceramică, mi-a plăcut pentru pentru tiramisu, că mi-a plăcut forma, că e rotundă ca la, și un tort. A fost $12.99 și oricum aveam nevoie de ceva așa pentru când mai fac, pentru că e rezistentă și la cuptor și pot să mai fac în ea și alte feluri de mâncare. Și astea-s toate. Cât timp aștept să facă toate ingredientele la temperatura camerei pentru tiramisu, am pus să fac chiflele pentru burgers, am pus aici 90 de ml de apă călduță. Eu o să fac doar jumătate de porții, eu o să fac doar 4 chifle, de aceea o să folosesc jumătate. Dacă voi faceți, vreți să faceți 8, folosiți 180 de ml de apă. Și acum o să pun 7 grame de drojdie uscată în apă călduță. Și aproximativ 12 grame de zahăr. Voi pune în mix, în bolul acesta de la mixer, 200 de grame de făină. Eu folosesc făină organică și mi se pare cea mai bună făină. Arată și altă, nu trebuie cernută, e mult mai fină. Și are culoarea așa, nu e perfectă, avă, e mult mai diferite decât o făină obișnuită. La noi nu este făină, cel puțin la magazinele de-astea americane, nu este făină de-asta cum este la noi, tip 00, tip nu știu care, nu are acest specific, are mai mult așa făină pentru pâine sau făină pentru pizza, dar nu are 00 sau astfel de tipuri. Am pus 200 de grame de făină și acum voi pune un ou rece. Am adăugat maiaua și acum voi pune totul la mixer până când începe să combini toate ingredientele puțin, după care voi adăuga și sare, dar mai întâi las ca să... Și de ăla o să-l mut aici, o să-l cântăresc și o să-l împart în patru. Am pregătit tava cu
hârtiei de copt. Fiecare cheflă are aproximativ 95 de grame. Am să le las la dospit cam 20 de minute, după care o să le bag la cuptor. O să le acopăr cu o folie ca să nu se usucipe deasupra. Uitați cum aș cheflei și-au dublat volumul. O să le umplu puțin cu ou, după care o să le pun niște semințe de susam pe deasupra și o să le bag la cuptor la 220 de grade pentru aproximativ 12-15 minute până când o să aibă o culoare frumoasă aurie. Ok, am început să fac tiramisu, o să încerc să filmez, să văd cum reușesc, că amândoi copiii aici vor să mă ajute. Am aici 8 linguri de zahăr, eu fac după rețeta Jamilei, 5 ouă, 5 albușuri, 5 călbenușuri, mascarpone, 500 de grame de 500 de mililitri de cafea îndulcită, biscoturi și acum o să pun ăsta la mixer ca să fac albușurile spumă. Am bătut bine albușurile, acum voi pune 4 linguri de zahăr, v-am spus că am 8 linguri, o să pun 4 și o să mai păstrez 4 pentru gălbenușuri. Încet, încet. Am terminat de bătut albușurile, să nu mă zahărul, a ieșit bine, nu s-a tăiat, de obicei mi se taie și acum încerc să bat gălbenușurile cu restul de zahăr. Am bătut gălbenușurile cu zahăr, sunt cremoase. Acum o să încerc să adaug mascarpone. Am bătut gălbenușurile cu mascarpone. Aici am albușurile și o să încerc să încorporez vinul de zeaua. Cât puțin cu o spatulă, cu mișcări largi. Și crema aici. De acum o să încep să fac tiramisu. Voi muia fiecare pișcot în cafea cam 3 secunde. 1, 2, 3. Ca să nu fie nici prea însiropate și să fie prea moi. Deja al doilea stratul de pișcoturi, voi mai pune din cremă. După ce am pus crema, voi pune puțin cacao. Gata, și tiramisu. Arată bine, acum să vedem cum o să fie mâine la gust. Am terminat și făcut și cheflele. Le-am ținut cam 13 minute în cuptor. O ieși moi, pufoase. O să vedem și astea cum sunt mai acuși.